Membrii CARP Speranța Hunedoara s-au reunit astăzi în ședința adunării generale. Întâlnirea a avut drept scop analizarea activității desfășurate de Consiliul Director și Comisia de Cenzori în anul 2015, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, precum și dezvoltarea planului strategic de proiecte și activități. CARP Speranța Hunedoara a luat naștere în urmă cu 57 de ani, iar în prezent are peste 10.000 de membri. Un grup de pensionari din acea vreme au hotărât să se unească într-o asociație pentru a se dăposti în viitor de relele care amenință clasele lucrătoare prin lipsa mijloacelor pecuniare, de lipsă de bani, de boală, de moarte sau alte împrejurări. Tot din documentele primare de atestare, la dorințele pensionarilor, motivarea înființării a scos în evidență dorința lor pentru o deservire materială, medicală și culturală prin acordarea de împrumuturi și ajutoare și alte acțiuni și forme de întrajutorare obștească. În cadrul întâlnirii de astăzi au fost amintite și activitățile culturale organizate în 2015 de conducerea Asociației CARP Speranța Hunedoara. De la lansări de carte, spectacole, manifestări omagiale și până la excursii, de toate s-au bucurat vârstnicii Hunedoarei în cursul anului trecut. Iar președintele asociației promite că și în acest an va fi la fel. La întrunire a luat parte, ca de fiecare dată, și primarul Hunedoarei, Viorel Arion. În opinia mea este cea mai serioasă organizație din, nu numai din municipiul Hunedoara, ci și din județ. Am apreciat și apreciez activitatea acestei organizații pentru că nu se limitează doar la obiectul de activitate pe care îl are, respectiv acordarea de împrumuturi, ci organizează și o serie întreagă de acțiuni sociale menite să ușureze viața persoanelor vârstnice. Eu țin în permanență legătura cu conducerea organizației CARP Speranța și trebuie să recunosc că multe din proiectele pe care le-am realizat au fost realizate în urma consultării cu aceste persoane. CARP Speranța Hunedoara a luat naștere în urmă cu 57 de ani și de atunci dezvoltă proiecte în interesul membrilor ei. La adunarea generală a reprezentanților asociației a participat și deputatul hunedorenilor Carmen Hărău, care a și răspuns întrebărilor celor prezenți. Este un loc unde vin de fiecare dată când se face adunarea generală, încă dinainte de a fi parlamentar, fiind implicată în comunitate și în problemele pensionarilor, foarte aproape de ei, de, cred că, de mai bine de 8 ani. Da, era imposibil să nu fiu aici. Am venit cu trenul de noapte special de la București, amânând câteva dintre activitățile pe care le aveam astăzi la București, pentru că aici, între oamenii care au construit, de fapt, Hunedoara în anii 70-80 până în 90, poți afla mulțime de lucruri care privesc orașul și, în fond și la urma urmei, este vorba în principal de problemele domniilor lor. Deja agenda mea are niște probleme la care răspund. Domniile lor m-au votat. Este firesc să dau socoteală. Fac asta, v-am spus, de când sunt deputat, de mai multe ori pe an, dar oricum, la fiecare adunare generală sunt aici. Sunt ușor intrigată de câteva probleme care au apărut în discuție, care dovedesc o oarecare lipsă de informare în ceea ce privește strict atribuțiile parlamentarului. Ce să vă spun? Ședință de lucru. Și ca orice ședință de lucru, beneficiază de atenția deputatului hunedorenilor. Nu se poate altfel. Aproximativ 150 de persoane au participat la prezentarea bilanțului pentru anul trecut. De altfel, așa cum au precizat cei din Comisia de Cenzori, 2015 a însemnat pentru CARP Speranța un trend ascendent. S-au înscris 552 de noi membri, iar la capitolul financiar, anul 2015 a fost încheiat pe profit. CARP Speranța Hunedoara, principalul sprijin social și financiar al pensionarilor hunedoreni, și-a făcut planuri și pentru anul curent. Va continua dezvoltarea activității și crearea de noi facilități de protecție socială a pensionarilor membri și, cel mai important, va construi un centru de zi pentru vârstnici.